Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din noua serie numită Better Minecraft. Ei bine, înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și ei bine, hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Ei bine, exact cum am promis în episodul trecut, am terminat, băieți, mob spawner-ul. A durat ceva, trebuie să recunosc. Nu foarte mult, dar suficient de mult, încât să arate cam așa până în momentul de față și funcționează, băieți. Am făcut un traseu pe aici cu apă, l-am dus sus, l-am adus așa până în punctul ăla de acolo. Bineînțeles, aici avem spawnerul. Ok, hai să vă arăt imediat. Ok, am pierdut bucățile alea, dar nu mai contează. Uite, spawnerul acolo, ăștia spawnează, se duc acolo, îi adună apa și îi urcă pe aici cu un mic sistem foarte, foarte simplu, cu o bucată de soul sand care e undeva acolo jos, care funcționează ca lift pentru ei, îi duce sus și după aia îi aduce aici. Iar aici am pus niște hopere ca să adune toată chestia asta, deci toate itemele ce cad aici. Bineînțeles că XP-ul ce-l dropează băieții, îl iau eu, dacă stau aici, bineînțeles. Am făcut o mică cameră drăguță, suficient de mare din punctul meu de vedere, chiar nu trebuia o cameră mai mare pentru genul ăsta de mob spawner. Și în direcția asta aici avem, bineînțeles, cave-ul ce a rămas. Mă gândeam să fac camera inițial până aici, dar nu merita efectiv, n-avea nicio logică și nu merita efectiv, așa că bam, îi rupem pe băieți la joale, facem level foarte, foarte simplu din punctul meu de vedere și pe lângă chestia asta facem rost și de iteme. Uite cât e acolo, ești nebun, n-ai cum așa ceva, efectiv, n-ai cum așa ceva. Doar că aceste hopere se cam umplu, cam des, mai des decât ar trebui, așa că mai colectăm și noi pe lângă, nu-i problemă. Cam atât am obținut până acum, deși nu avem foarte mult level în inventar, avem 37 level. Adică puțin comparativ cu cât ar fi trebuit să avem. Uite, aș putea să iau astea de aici ca să meargă treaba mai bine. Aici am chestul cu chestiile ce le-am folosit pe aici. Am făcut rost de ceva cristale, am găsit un cristal undeva pe aici prin zonă. Chiar nu mai știu în ce direcție, să mor eu dacă mai știu. Undeva pe aici, oricum, pe acolo parcă. Sau... Da, uite la acolo. Ok, hai să vi-l arăt ca să nu fie probleme. Aici am găsit un cristal dintre ăsta pe care l-am cam spart pe aici. Am luat niște cristale să fie acolo, nu se știe niciodată. O salutare, care treaba? Ce-mi dai? Iron, uite, aș putea să fac rost de emeralde de la el, dar nu, asta e intenția mea, vreau să fac rost de alte chestii. Ce-mi dă eficiență? 6? Nu te cred. Ok, deci nu merge cu de asta. Dacă aș putea cumva să te păstrez aici când vin eu înapoi, să nu te despaunezi, mamă, și stai alea, că ca să-mi dai asta cu eficiență 6, mai trebuie carte cu eficiență 5, n-am, îmi pare rău, așa că dai drumul acasă, lasă-mă, du-te de aici. Nu! Ok, știi ceva? Du-te de aici. Uite, dacă eu te pun aici, acolo rămâi, lasă-mă în pace. Ok, bun. Și, e bine, asta vreau să fac în episoadele următoare. Vreau să adun cât mai mult XP aici ca să facem o armură șmecheră, că până la urmă despre asta e vorba. Dar ca să nu stricăm tradiția, va trebui să mergem puțin până acasă, e noapte, nasol știu, să adăugăm pe peretele abonaților abonatul de astăzi, da? Pentru că o să alegem în fiecare episod un abonat activ care să apară pe peretele și în casa abonaților, ceea ce e foarte, foarte șmecher din punctul meu de vedere, așa că mergem direct către casa abonaților înotând și vedem care e situația și trebuie să ne ocupăm puțin și de ferma de rice, ferma de orez, pentru că avem o problemă cu ea, nu mi-am dat seama că de fapt nu poate crește aici sub apă la nivelul ăsta, ci pur și simplu are nevoie de un bloc de apă și când crește trebuie să iasă la suprafață. Asta înseamnă că am cam greșit, băieți, în episodul trecut cum l-am plantat și na, asta nu poate fi de bine neapărat. Vreau să repar această greșeală, așa că l-am scos de acolo de sub apă, l-am într-un chest pus și trebuie să mă ocup și de chestia asta, trebuie să construiesc ferma de rice, cred că în episodul de astăzi, dacă nu mă înșel, ca să ne ocupăm de toate chestiile astea, castraveții au crescut. Bun, hai să-i și luăm dacă tot am trecut pe aici. N-avem foarte mulți castraveți, dar să fie acolo, să zicem. Așa și, ok, cred că am urcat un nivel prea sus. Hai să mergem aici. Nu strica cropurile. Ok, n-am stricat nimic. Mergem aici. Bam, luăm un sign. Bam, luăm o dintre asta și o culoare albă ca să mai adăugăm pe cineva pe peretele abonaților. Ei bine, abonatul de astăzi se numește Adrian Cebotare.
Adrian Cebotari. Cred că am pronunțat corect, sincer să fiu, n-am mai auzit de numele ăsta de familie, dar probabil e un nickname sau ceva de genul ăsta, nu am idee momentan, așa că punem aici frumos. Adrian, mulțumesc pentru susținere, te-am văzut în mai multe episoade, în secțiunea de comentarii și de multe ori dai sfaturi super bune pentru mine, având în vedere că la unele chestii chiar nu mă pricep, așa că apreciez toate comentariile de genul ăsta care ar putea să mă ajute. Încă ceva, nu pot să vă pun și comentariile la chestia asta de aici, pentru că în primul rând nu cred că aș avea suficient spațiu pe o pancardă dintre asta și în al doilea rând pun oamenii care comentează la mai multe videoclipuri, nu la unul singur. Asta înseamnă că va trebui la un moment dat să aleg și comentariile, ceea ce nu-i neapărat necesar din punctul meu de vedere, atâta timp cât apare numele celui care a lăsat comentariile la majoritatea episoadelor și eu văd treaba asta, că până la urmă despre asta e vorba. Așa că să pun și comentariul nu e chiar o idee foarte, foarte bună din punctul meu de vedere, dar na, poate alții fac așa. Nu știu ce să zic, nu vreau să-mi dau cu părerea, nu e problema mea. Dar eu aici pe canalul ăsta fac exact așa cum cred și așa cum consider și din punctul meu de vedere e inutil să pun și comentariu pe o pancardă de genul ăla. Și ca idee, ca să știți, vă citesc comentariile tuturor. Chiar dacă la unii răspund și la unii nu, le-am citit, am luat în considerare, dacă consider că merită să răspund sau am ceva de spus, răspund. Dacă nu, nu e nicio problemă, nu se supără nimeni din punctul meu de vedere. Da, am cules și fermă dacă tot am vorbit aici cu voi. Interesant e că acum putem să mergem să mai facem niște cărți și să vedem dacă mai pică ceva interesant. Poate mai pică ceva interesant, de ce nu? Eu aș vrea foarte mult și momentan, pentru unul sau două episoade, cred, nu o să mergem la Explora Băieți, din simplu fapt că nu sunt pregătit și ați văzut și voi în episodul trecut că nu o sunt pregătit pentru Explorat, din simplu fapt că mi iau bătaie gravă de la majoritatea mobilor de pe seria asta și nu e pont. Mod pe cu ăsta e pentru chestii mai avansate și eu se pare că nu mă încadrez la chestii mai avansate, nu momentan cel puțin. Mamă, câte am în inventare și nebun, n-aveam loc să-mi pun. Ok, nu mai contează, mergem mai departe, bam, 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 punem aici frumos tot ce avem de pus, uite așa frumos, scăpăm de astea, scăpăm de chestiile inutile, am mai făcut un chest, bineînțeles că nu mi-ajungea două chesturi pentru mâncare, dar e bine, mă bucur că am suficientă mâncare și că na, e ok, eu sunt foarte mulțumit momentan, punem asta aici, punem asta aici, punem chestiile astea aici, pentru că am terminat acolo la spawner, luăm toate ouăle de pe la găinile astea, le-au lăsat pe jos, na, bagabante ca de obicei. Nimic nou. Ei bine, ca să facem cărțile alea, va trebui să mai fac o vizită până la văcuți aici, până la ferma asta de văcuți. Mai omor câteva. Asta este, nu prea am ce face în momentul de față. Uite că și la ouă aici e jale, va trebui să le mai iau de aici ouăle astea, nu știu exact ce o să fac cu ele, dar în fine, o să le iau aici. La ferma de văcuți, ei bine, va trebui să mai omor o parte din ele, doar că trebuie să le dau one shot ca să nu dau damage la căluți sau la celelalte vaci, așa că dăm așa și facem one shot pe ele ca să facem rost de piele. Ok, cred că n-am respectat tocmai ce am spus mai înainte și va trebui să mai vin o dată să le mulțesc, deși era inteligent din partea mea să le fi mulțit înainte și să le omor pe cele mari și să le păstrez pe cele mici, du-te încolo, așa, n-am gândit-o foarte bine, dar na, aia e, până la urmă, du-te de aici, așa, bun, cât am făcut, 38 piele, e suficient, deci nebun, mă duc să-l bat pe ăsta că vine și face figuri pe aici, du-te și tu, lasă-mă în pace. Uite că sare la bătaie și ăsta, mamă, ai și o bucată de dirt în mână, știi? Așa, am luat și niște perle, dacă tot, și o bucată de grez dintre ăsta. Unde ești? Unde s-a dus ăsta? A murit, cred că. Cred că a murit acel zombie. În fine, aia am scăpat de el, nu mai contează, mergem acasă frumos, mai luăm și puțin din sugar cane-ul ăsta. E bine, va trebui să mă ocup și de fermele astea, de sugar cane, de rice. Nu știu când o să am timp să le fac pe toate, dar bineînțeles că în fiecare episod putem să facem mici update-uri la fiecare fermă de genul ăsta și să ne ocupăm puțin de fermele astea pe care le avem, astea puține, dar e ok și așa, știi? Nu e nicio problemă, nu ne supărăm. Aici ar trebui să fie ouăle alea, dar cred că s-au despaunat că am plecat. Da, bun, hai să punem aici pământul, bam, carnea o să o las și pe asta pe aici, chiar dacă... Ok, nu mai am loc. Ai de viața mea, trebuie să fac și loc pentru ouă și va trebui să le mai prăjesc
uite, o să fac așa, o să fac așa cât mai stau pe aici, hai să vedem dacă mai am niște sugar cane. Uite că mai am totuși ceva bucăți de sugar cane pe aici, nu foarte multe, dar e suficient momentan cât să mai craftăm niște cărți, băieți, că despre asta e vorba. Facem aici hârtie, punem așa, bun, 12 cărți, hai că e bine și cred că mai am niște hârtie pe aici, uite, mai am aici niște bucăți de hârtie. Nu foarte multe, încă 4 cărți, dar suficient, adică avem suficient momentan. Și cred că trebuie să pun astea, ladder-ul ăsta trebuie să-l pun pe aici cumva, ca să nu mai stau să-l caut prin toate chesturile posibile și să mai stau să mai fac rost de ouă, băieți. Va trebui să mergem să încentăm cărțile astea, dar în curând. Băieți, o să încep cu primul pas. E bine, va trebui să încep cu o armură de diamond neapărat, băieți. Adică o să încep să fac chestplate-ul, o pereche de pantaloni și o cască. Momentan mai avem nevoie doar de buți și cu chestiile astea, e bine, va trebui să mergem să le enchantăm, vedem ce primim pe ele, iar mai apoi putem să adăugăm chestii noi. Ok, vine un creeper, dar nu mă interesează foarte mult. Mergem aici și încercăm să le enchantăm cât mai mișto posibil. Sperăm să ne pice chestii mișto. Uite, protection 4. Mamă, ce bine, ești nebun. Torz 2 și unbreaking. Hai că am prins bine pe asta, pe bune, fără nicio carte adăugată, nimic. Foarte bine, ești nebun. Protection 4, unbreaking 3 și ăsta e bine. Unbreaking 3 și doar unbreaking 3. Ok, am înțeles. Bun, mai am levele, nu prea mai am levele, am level 28. S-a cam dus, băieți, s-a cam terminat șmecheria cum ar veni. Acum nu știu ce să zic. Ei bine, cred că va trebui să păstrez această armură pe un armor stand, ceva, mă gândesc. Hai să mai facem un armor stand. Sincer am uitat cum se face. Armor stand, ok. Facem un armor stand aici frumos, bam, cu smooth stone slab, care se face cu ceva, ok, am înțeles, nu e nicio problemă, cu stone, nu e nicio problemă, am mai făcut, nu e prima oară, mai facem, nu e o problemă deloc. Uite, luăm de aici frumos, băgăm aici frumos, mai facem niște smooth stone și facem cu bețe frumos încă un armor stand. Bambus, nu știu, vreau să fac vreodată vreo fermă de bambus. Trebuie oare o fermă de bambus? Probabil că da, probabil că nu, nu știu ce să vă zic. Uite, așa facem așa, bam, mai fac niște bețe. Interesul meu în momentul de față e să-mi fac o armură full, enchantată dacă se poate, maxim să arate bine și să fie super wow. Și pe lângă chestia asta să ne protejeze puțin de mobi ăștia, că vedeți voi cum stă treaba. Ei bine, na, e cam nasol, pentru că nu suntem pregătiți pentru chestii de genul ăsta și nu vreau să stric momentan armura până nu reușesc să o enchantez full și să fac și buții. Asta înseamnă că va trebui să mai merg puțin la minat ca să mai obținem niște diamante și să fie treabă bună. Bun, pe lângă chestia asta, cred că ar fi mișto din partea mea și nu în episodul de astăzi, că nu vreau să muncesc foarte mult în episodul de astăzi, chiar dacă am zis că o să fac fermele alea, ei bine, nu cred că momentan ar fi ok pentru fermele alea, ar fi bine să mă ocup de alte lucruri și vedem cum facem să intrăm aici. Fii atent că eu n-am fost niciodată pe subapă aici, am ajuns din cauza teleportului și vedem care e treaba, că nu mai știu, jur că nu mai știu unde e intrarea în la spawner, deși e vizibilă noaptea, foarte vizibilă pentru că e iluminată. Undeva în direcția asta, parcă când ieșeam, vedeam casa, deci pe aici, pe undeva ar trebui să fie. Uite că am un semnul la spawner acolo pe mapă, uite aici, adică nu putea să fie chiar atât de departe. Uite-o pe aici, frumos, intrăm pe aici, hai dacă, băieți, nu vrea să intre fraierul, haide frate, hai că pe aici am mai intrat de 200 de ori până acum, hai așa, frumos, mișto. Mergem aici mișto și mai stăm puțin, mai petrecem ceva timp pe aici, vedem care e treaba. Uite, era inteligent din partea mea să pun acolo un slab, băieți, ca idee, ca să nu mai cad așa ciudat acolo și oricum am acces la chestul ăsta. Primim foarte multe thief hood-uri din astea, chestii, nu știu exact cum să vă zic, dar foarte multe și nu știu exact de ce le primim. Partea nasoală la mine e că eu am ceva skin care depășește limitele skin-ului normal și când se întâmplă treaba asta, e bine, ăsta stă foarte urât pe capul meu ca idee. Uite, scoatem asta și punem asta și se vede cam așa, deși trebuia să mai acopere toată fața.
La mine nu se întâmplă treaba asta, așa că prefer să nu o port și să-mi văd de viața mea. Uite că deja au venit primii scheletoni, ceea ce e foarte bine. Și încă ceva, mi-a spus voi că eu cumva aș putea să mă folosesc de mob spawnerele ce le-am găsit și să le iau în mână. Hai să vedem totuși, să testăm această teorie. Ideea e că va trebui să le duc simplu sau dacă mă teleportez mi le dă după aia, știi? Asta e întrebarea mea supremă. Ok, am uitat să mai iau un... Uite că am mai găsit un loot aici, băi, ca idee. Hai să vedem. Pot să îl iau în brațe, cum spuneți voi, pentru că voi mi-ați spus că eu acest mob spawner îl pot lua în brațe, deși nu se poate. Păi băieți, cum facem acum, că nu prea e pont. Pot să-l iau cu, nu știu, cu... Uite că le-am spart asta. Ai, fuck. Da, cred că nu e bine. Cred că nu e bine deloc. Da, am testat acum împreună cu voi că acest mit pe care îl știți voi nu prea funcționează. Vă întrebați dacă sunt dezamăgit? Ei bine, nu prea sunt dezamăgit. Mă așteptam cumva. Cred că era prea ușor să pot muta spawnerul de unde vreau eu, cum vreau eu. Probabil pe alte serii ați văzut, probabil la altcineva pe serie, că se poate face treaba asta, dar nu pe acest mod pack sau nu pe această versiune de mod pack, cel puțin eu așa cred. Pentru că altfel aș fi putut lua și eu și nu știu cum să vă zic, dar nu prea s-a întâmplat treaba asta, nu prea am putut să-l iau. Ceea ce înseamnă că nu pot să-l iau, efectiv nu pot să-l iau pe seria asta. Era mișto să-l fi putut lua, pentru că l-aduceam aici unde scheleții și făceam un mix așa de mob spawner, de fermă dintre asta de XP, foarte, foarte șmecheră. Mi s-ar fi părut foarte interesantă treaba asta, să am un mix așa de mob, știi? Era mișto să am și scheleți și fraier dintre ăștia, mamă, mi-ar fi plăcut foarte mult, dar vedeți voi că nu prea se poate. Sau poate n-am apăsat eu butoanele cum trebuie sau ceva, nu știu exact să vă spun, dar momentan consider că nu se poate. Ei bine băieți, probabil următoarele câteva ore o să le petrec aici la mob spawner ăsta, din simplu fapt că vreau să fac cât mai mult XP. Foarte mult. Să pot enceanta acea armură să fie super bună, să fac foarte multe cărți enceantate și bine, cred că ar mai trebui să mai trag o fugă pe laminat, așa foarte puțin, să mai fac rost de câteva diamante și dacă fac rost de ele, bine, m-am scos după aia și după aia va trebui să mut toate chestiile de aici, să le sortez, să le pun în chesturile astea ca idee și să, da. Cam asta e, cam asta trebuie să fac eu de azi până mâine, teoretic, pentru că mâine va trebui să postez următorul episod. Așa că, da, trebuie să fac un efort măricel, să spunem, ca de azi pe mâine să fac rost de multe nivele, stând aici la acest mob spawner, și tot de azi pe mâine să fac rost și de diamante, să fac armura completă și după aia să o enceantăm full. Sau, na, cât se poate enceantată să fie, pentru că, na... Probabil momentan nu sunt la nivelul în care să ajung cu o armură de diamond full. Așa că da, episodul se încheie aici. Eu sper că v-a plăcut episodul de astăzi și că apreciați efortul meu de a face chestii așa, de pe o zi pe alta, pentru că postez în fiecare zi ca să... Așa ca idee. Și ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și cu ceva mai mult XP și cu ceva mai multe chestii enceantate. Poate de ce nu ceva mai multe cărți. Vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor. Cam atât. V-am țucat. Pa!